într-adevăr. Deci, să spunem, avantajul de a răspunde repede la această întrebare este că am fost absent de mult timp și n-am avut nici implicații cu economicul, nici cu politicul, pentru că am avut o timp de, ca să spunem, pe ultimii 10 ani. Nu am nicio apartenență, nici simpatie față de niciun partid și, ba mai mult, cred că rolul unui guvernator bun este să facă el lucrul bine și să permită partidul și deputaților să se ocupe de politică și nu să schimbe banii la casă de schimb valutar. Nu am nici acțiuni, nici activități economice care ar induce un conflict de interes, nici eu, nici membrii familiei mele. Acum, presupun că va fi o procedură legală pentru a putea înregistra aceste afirmații suprapublice, care s-au fidelit sau declarații, deci o voi face, dar absolut, în bună credință, nu am niciun conflict de interes.